Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Până la urmă s-a terminat școala asta după atâta timp, nu? Haideți, ia. Spuneți-ne, bună ziua. Ministru, iată că la Dej avem în această zi acest moment deosebit, pentru că este o zi deosebită pentru noi, pentru toți dejenii. Deosebită pentru că de 9 mai, de Ziua Europei, reușim să finalizăm una dintre cele mai mari investiții pe fonduri europene din Transilvania, de 4,5 milioane de euro. Este importantă pentru că astăzi, alături și susținut de premier, alături de ministru Liviu Dragnea, ministru dezvoltării, vom parafa cel mai mare proiect pe linie de infrastructură de 17 milioane de lei în această instituție, 17 milioane de euro, comparativ cu 4,5 milioane, este 17 milioane de euro. Și iată că de Ziua Europei acest lucru se întâmplă la Dej prin fonduri europene. În același timp, la Dej astăzi, avem plăcerea să fie alături de noi Guvernul României, o mare parte din Guvernul României, în frunte cu premierul nostru, cu Ponta, cu vicepremierul din Dragnea și cu ministrii noștri, ministrul Afarerii Naționale, Mircea Dușan, ministrul Sănătății, Nicolae Bălicioiu și ministrul Afacerilor Externe, Titus Corlățean. De astăzi, o zi deosebită pentru noi dejeni alături Gheorghe Bușcan, de vicepreședintele Consiliului Județean Oleleuan și de toți cei care sunt aproape de noi, de orașul nostru. Pe scurt istoricul acestei investiții. La primul mandat, în toamna anului 2008, am depus la Ministerul Dezvoltării acest proiect. În 2010 a fost aprobată finanțarea. În 2011 au început lucrările și în 2 ani jumate am finalizat această frumoasă investiție.
de 4,5 milioane de euro, din care 98% sunt fonduri europene, iar 2% am contribuit numai cu fondurile noastre proprii. În ce constă această investiție? În reabilitarea clădirii vechi și un nou corp de clădire construit cu 15 sări de clasă, 5 laboratoare, 2 cabinete de limbi străine, un anfiteatru, o sală de sport, o bibliotecă și toate anexele necesare funcționalității acestei frumoase instituții. S-a făcut această investiție pentru că atât profesorii cât și elevii meritau această investiție. Sunt lucruri în viață care trebuie recompensate. Iată că noi, administrația publică locală, am compensat, recompensat Colegiul Andrei Mureșanu, profesorii și cu elevii pentru această investiție. Directorul Colegiului Național Andrei Mureșanu, domnul Bovac Sinte. Domnule prim-ministru, domnule viceprim-ministru, domnilor miniștri, domnule prefect, domnule deputat, domnule primar, domnule inspector școlar general, distinși oaspeți, dragi elevi, domnilor și doamnelor. Ne aflăm astăzi alături de oaspeți de seamă la sărbătoarea de suflet a Colegiului Național Andrei Mureșanu, un colegiu înființat în 1897 și după 2 ani de funcționare într-o clădire veche, a ajuns să se mute în această minunată clădire care, printr-un proiect european, a fost reabilitată și extinsă. Iată această clădire în stil clasic, îmbinată cu modernul. Vreau să vă informez că această unitate de învățământ este una dintre cele mai bune din județ. Avem elevi olimpici, premiați la nivel județean, național și internațional. Domnule primar, domnule director, în primul rând dumneavoastră vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a fi azi aici la un eveniment important și pentru municipiul dumneavoastră și pentru ceea ce ne dorim să avem în România. Vreau să salut toate oficialitățile religioase, militare, civile prezente aici, dar în primul rând să-i salut pe profesorii care, în mod sigur, zi de zi vor munci aici, vor pune suflet și pe elevii care, pe o perioadă de timp doar, vor învăța aici să meargă în viață pe un drum drept și mi-aș dori ca de la acest colegiu și din orașul dumneavoastră cât mai mulți academicieni, cât mai mulți oameni de știință, miniștri, oameni importanți, dar mai ales sunt convins că vor pleca de aici buni români și buni europeni. Nu întâmplător, azi, ziua Europei, pentru mine este o zi fericită, pentru că înainte de a veni aici la dumneavoastră, la Dej, în Bistrița, am asistat la inaugurarea unei maternități care arată cu adevărat la standarde europene și un spital județean care se dezvoltă. Sunt acum la dumneavoastră pentru a vedea o școală în sens european, cu condiții de muncă așa cum ne dorim în Europa și de aici vom merge mai departe la Jucu pentru o investiție care creează locuri de muncă în sens european. Deci într-o singură zi am putut să văd exemple din cele mai importante proiecte ale unei națiuni și ale României. Școală, școli mai bune, spitale mai bune și locuri de muncă. Cred că aceste 3 lucruri, dacă le realizăm, una, sunt convins că dovedim că suntem buni români, suntem buni europeni și putem să fim mândri că suntem români și nu ne mai uităm de fiecare dată la alții spre vest, la cum arată un spital, la cum arată o școală, la cum arată o fabrică. Încet, încet, România redevine o țară importantă, devine o țară europeană și ăsta e mesajul cel mai important. Evident că pentru municipiul Dej sunt multe alte proiecte importante și vreau să vă spun că primarul municipiului
deputatul, toți cei de aici care se bat pentru dezvoltarea municipiului, au tot sprijinul meu. Domnul vicepremier Dragnea, azi, aici, în cadrul colegiului, ca să economisim timp și ca să dăm o semnificație specială, va semna contractul de finanțare 17 milioane de euro, domnul primar. Dacă vreți lei să spuneți, dar fiind vorba de bani europeni, ne-am gândit că e mai bine să fie 17 milioane de euro, nu de lei. Mai ales că este vorba despre refacerea întregului sistem de străzi din municipiu și cred că în acest fel deja va avea o altă față, o față mai europeană și va beneficia de aceste investiții de care avea foarte mare nevoie. Vreau să vă spun că, și mă uit către reprezentanții bisericii, că am trecut prin Parlament proiectul de lege prin care acordăm terenul necesar pentru construcția unei noi biserici, chiar dacă s-a mai blocat un pic, dar va trece și vom sprijini și acest proiect. Dacă aveți școală, dacă aveți locuri de muncă, dacă aveți biserică, înseamnă că municipiul are un viitor și generația tânără, cea pe care o pregătiți, o să fie mândră că e de aici, din Dej, că sunt români, că sunt europeni și că putem, într-adevăr, să ne atingem toate aceste obiective. Eu vă mulțumesc tuturor, mă bucur că sunteți în număr atât de mare și vreau să vă spun că împreună, dumneavoastră și noi, cei de aici, de pe, aflați temporar pe scenă, dar împreună putem să facem ceea ce toți românii așteaptă de la noi, școli, spitale și locuri de muncă. Vă mulțumesc și mult succes! Tăierea panglicii, după care semnarea proiectului de modernizare a străzilor din municipiul Dej. Haideți încoa, domnul director. Liviu? Țineți amântirea, da? Slavă Domnului că au și sală. E foarte important. Am avut o sală de 15 pe 8. Au căzut grizile, erau de vechi. Nu, dar cine a făcut proiectul a făcut bine, că a făcut și sală de clasă, și sala, și tot, dacă tot se face. Aici avem o tradiție deosebită. Nu recunosc. Știu. Și pe basket. Dar deja creștem și basket. Feminin. Foarte bine. Dacă aveți sală, e mai simplu. Avem mai multe? Să stăpâniți sănătos, să se bucure cât mai mulți copii de asta, da? Gata, fugim spre ziua. Ne stricăm... Unde? Ia, arătați. Cine face? O dilemă. Vă rog, vă rog, vă rog. Dar să vă faceți și mie, vă rog. Încercăm asta, că găsim noi pe cineva care să ne facă poze. Doamna director, vă rog frumos. Apasă, apasă, te rog. Cei mai tineri știu, da.
Dar cine ne face poză? Aura. Aura, cine e Aura? Așa, Aura ne face poză. Mulțumesc, la revedere, sănătate. Bună ziua, bună ziua, numai bine. Mulțumim! Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din patru județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.